Județul Buzău va avea în viitorul apropiat centre zonale de Cruce Roșie pentru pregătire și intervenție în caz de dezastru. Este un proiect ambițios demarat deja de Crucea Roșie Română, filiala Buzău, un prim asemenea centru de intervenție fiind inaugurat în primăvară în comuna Beceni. Acest centru zonal va deservi 8 localități de pe Valea Slănicului. Am început, primul deja l-am inaugurat, adică clădiri în toată regula, la Beceni. De Beceni aparțin, deci în total sunt 8 localități, pot să le și spun, începând cu Săfoca, Cernătești, Beceni, Sărulești, Bisoca, Mânzălești, Lopătari. Deci din fiecare localitate vor fi 5 voluntari localnici, unde vor veni aici la centru de pregătire la Beceni și vom pregăti foarte bine pe primul ajutor. Dintre toți vom alege 2 cărora le place și vom forma noi ca și instructori, totul este gratuit, da? Îi vom forma ca și instructori ca aceste cursuri de pregătire să se repete la, nu știu, o lună jumate, două, în permanență, ca să fie din ce în ce mai bine pregătiți. În Buzău, conducerea locală a Crucii Roșii anunță că vor fi centre de intervenție rapidă amenajate în mai multe comune și orașe, astfel încât să fie acoperit întreg județul. Ne pregătim, ne dotăm cu tot ce este necesar. Buzău are și ceva în plus, am pornit un pic cu dreptul și deschidem niște centre zonale și în tot județul, din tot județul vom avea oameni pregătiți, în primul rând, pe primul ajutor, în cazul unui dezastru real, să avem la fața locului oamenii pregătiți, că e foarte greu să ajungi din Buzău, din oraș, până la capătul județului și până ajungem noi, victima poate muri. Săptămâna viitoare vom inaugura un sediu, o frumusețe de sediu, în paranteză spus, la Râmnic, pe Unirii la numărul 31, deja avem. La Săgeata, următorul, că deja avem hotărârea de Consiliu Local, următorul va fi la Gherăseni, deja avem, și urmează. Deci acoperim tot județul. În toate centrele, voluntarii Crucii Roșii vor fi instruiți să intervină în caz de urgență. Ei vor fi pregătiți să salveze o viață și vor avea parte de lecții practice de prim ajutor.